Meciurile echipei României Under 18 se vor susține la Piatra Neamț în această săptămână printr-un stagiu de pregătire care a debutat de miercurea trecută, atunci când delegația tricolorilor a ajuns la Piatra Neamț. Pentru tricolori vor urma două meciuri amicale, ambele cu echipa similară a Moldovei, programate pentru 28 și 30 martie de la ora 16. Așa cum în trecut s-a mai întâmplat și sperăm în viitorul apropiat din nou va fi posibil, Federația ne-a făcut onoarea de a ne încredința nouă clubului Ceahlău și orașului Piatra Neamț organizarea a două meciuri internaționale ale echipei naționale de junior Under 18. Costel Enache, fost antrenor al Ceahlăului și SCM Petrotub, a fost cel care a militat pentru ca stagiul de pregătire să se desfășoare la Piatra Neamț. Suntem bucuroși să avem alături de noi, în calitate de antrenor al acestei reprezentative a țării, pe Costel Enache, fostul nostru fotbalist, care, iată, confirmă că perseverență. Da, confirmă calitățile de care în trecutul nu foarte îndepărtat a dat dovadă ca tehnician al clubului nostru. Pentru tricolori vor mai urma două amicale, ambele cu echipa similară a Moldovei, programate pe 28 și 30 martie de la ora 16 la Piatra Neamț. Mulțumim în primul rând clubului Ceahlăul pentru că nu cred că a durat 10 secunde discuția cu domnul Mironaș și imediat ne-a ajutat. Aveam mare nevoie de ajutor, cum avem nevoie și de ajutorul dumneavoastră, tocmai de aceea mulțumim și pentru că vă aflați aici și ne acceptați și pe noi în această conferință de presă, pentru că, sigur, e nevoie de a promova acest eveniment. Luni la ora 16 va fi prima partidă, miercuri la ora 16 a doua. Înțeleg că luni va fi și o zi liberă, nu știu dacă într-adevăr este zi liberă în toată țara. În decizia ca meciurile să se dispute la Piatra Neamț au contat condițiile oferite de clubul Ceahlăul. Nu vă ascund aceste informații. Costel Enache a fost cel care a propus. El simte mereu nevoia de a veni acasă, știe ce are aici, știe ce are la Piatra Neamț, știe ce condiții poate oferi Ceahlăul și, după părerea mea, sunt condiții top. Iar Costel Enache a fost cel care a propus Piatra Neamț. Ea în decalificare pentru loturile României, iar Federația oferă un program intens pentru pregătire cu 8 acțiuni pe sezon. Stagiul de la Piatra Neamț face parte dintr-un plan de pregătire a campionatului, calificării la campionatul european, la turneul din Olanda din 6-11 octombrie. Sigur, lucrurile sunt planificate și au obiective destul de clare. Cred că mai puțin important este obiectivul tehnic pentru care, tehnico-tactic pentru care am venit aici, pentru că asta ar trebui să intrăm foarte adânc în problema și nu cred că este cazul. E clar că avem un obiectiv profesional, din punctul meu de vedere este și unul socio-uman. Selecționata pregătită de Costel Enache a disputat vineri după amiază un amical cu jucătorii republicanei clubului Ceahlăul. Partida a fost câștigată cu 2-0 de către tricolori prin reușitele lui Mădălin Blănaru și Adrian Petre.